O să-mi iau notițele. Vedeți, m-am pregătit, am încercat să fiu cu minte pentru azi. Dincolo de asta, cum spuneam și de adineori, se aude suficient în spate? Vorbesc suficient de tare? Nu se aude? O să se audă un pic mai bine, o să dăm sistemul de sonorizare puțin mai tare. Eu pot să și stric, dar după o să spuneți că a venit cineva în mijlocul nostru care a țipat tot timpul la dumneavoastră. Și nu este chiar idealul. Cauzează imaginii. Aștept să... Da, părintele, o să dăm pe mai tare. Trebuie și apăsat pe bucă, nu? Că se merge. Nu? Trebuie așa? Se auziți? Se aude diferit? Că nu merge stație. Vă țin de vorbă, între timp. De fiecare dată când sunt chemat într-un loc să vorbesc, să mă adresez celorlalți, vă spun sincer că pentru mine e o bucurie, este o șansă. La începutul venirii mele în Paris, primele momente în parohie au fost momente în care treceam mai curând neobservat, aveam o vizibilitate... Mulțumesc, cred că mă aud foarte tare, voce de tunel. Primele momente aveam o vizibilitate așa foarte redusă, aproape inexistentă și observam cu uimire. Asta nu e pregătire acasă. Știți, eu mă pregătesc de acasă, dar după aia așa este de fiecare dată, că locul naște el anumite lucruri și sigur o să încerc să fiu cu minte și față de notițele mele, dar se prilejuiește ceva spontan aici. Și întotdeauna simt momentele astea ca fiind unice, nu spun neapărat irepetabile, dar în orice caz cu valoarea lor de moment care nu știm dacă se va mai produce încă o dată. Deci, la începutul parohiei mele, bine, la scurt timp după aceea am fost chemat către diaconie și către preoție și, sincer, n-am putut refuza lucrul acesta, pentru că a fost așa ceva mai mult decât împlinitor pentru viața mea. Dar, în orice caz, am trăit și momentele când tângea să aibă cineva nevoie de darul meu. Adică să pot să dăruiesc, dar să aibă cine să primească darul de la mine. Și simțirea asta știu că aveam foarte predominant așa înainte de a fi chemat către preoție. Am și spovedit-o atunci și n-am prea simțit-o, a interpretat în felul lui lucrurile. Trecând anii și prilejuindu-se tot felul de întâlniri în care mă întâlnesc cu oameni, poate cu mulți oameni sau poate contează mult sau puțin, contează cum te întâlnești cu omul, pur și simplu. Dacă întâlnirea aceasta om cu om se produce așa cum trebuie, se acoperă și cu mai mulți oameni. Dar dacă suntem atenți la masele de oameni, de fapt am ratat persoana, am ratat omul. Deci adevărata lucrare a bisericii cred că se produce de la întâlnirea om cu om. De aceea nu vă închisiți foarte tare de faptul că se și transmit și așa mai departe și cu ei, cei care se uită de la distanță, sunt tot într-un demers om, de la om la om. Dar întâi de toate, cei care sunteți aici, considerați așa o seară, hai să spunem de taină, care ne întâlnim unii cu alții și în care evocăm niște lucruri care sunt efectiv de la suflet la suflet. Pentru mine asta înseamnă manifestarea preoției, prilejuirea aceasta. Revenim, simțeam dorul acesta să pot împărtăși altora. Deci în clipa când sunt mai mulți oameni, cum sunteți dumneavoastră, care v-ați deplasat în seara aceasta, să mă ascultați, de fapt, v-ați deplasat pentru Domnul, este că, în virtutea preoției pe care o port, Dumnezeu rânduiește să vă pot oferi ceva. Și eu am o participare aici. Nu o neglijez, pentru că nu sunt ipocrit. Să nu știu că trebuie să treacă prin oameni concreți lucrul acesta. Și, pe de altă parte, e o mare bucurie. Mi-am prilejuit o sărbătoare, pentru că unde s-a mai pomenit să fie atâția care să vrea să asculte cuvântul acesta. În privința riscurilor pe care le-a evocat Părintele, sunt de actualitate. Se poate întâmpla să ne întâlnim în seara asta, să mă bucur nespus pentru toate lucrurile care se petrec și să rămân zero în planul mângâierii din partea lui Dumnezeu, pentru că mi-am luat plata aici și acum, prin slava care se poate provoca din anumite lucruri. Dar eu știu că, de la mine, de la biserică, nici o predică nu o fac singur. Simțirea oamenilor, prezența lor, anumiți oameni și nu alții, declanșează în mine ceva anume care devine unic pentru momentul respectiv, pentru locul respectiv, pentru oamenii respectivi. Deci dumneavoastră, în seara aceasta, contribuiți decisiv la ceea ce voi spune eu. Chiar dacă am pregătit mici lucruri, care sunt pregătite cum?
Asta, nu credeți că am stat acasă foarte mult să-mi ia. Câteodată merg, alerg prin Paris, fac tot felul de lucruri, mai am și alte meserii și am telefonul cu mine și la un moment dat îmi vine o idee și scriu, fac tare, apuc la timp să mă dau jos din autobuz, câteodată risc să și ratez, dar apuc să scriu câteva idei și după aceea le adun cândva pe delete și de acolo pleacă întâlnirea mea cu cei pe care îi voi întâlni. Deci cumva pronia lui Dumnezeu face că pregătirea aceea este și ea cumva prin ceea ce îngăduie Dumnezeu să vină ca idee, ca simțire. Mi-a picat în mână o carte, să știți că îi fac reclamă, pentru că părintele respectiv m-a ținut tot așa de pe Facebook, ne-am intersectat de la distanță și a ținut să mă vadă la Paris. Și l-am invitat la mine să ne întâlnim. Doamna preoteasă, apropo de preoteasă, ca să vedeți prezența preoteselor, intensă. Ea este gestionarul acestui volum și moment de reclamă, da? Moment de reclamă. Ghid de călătorie cu Hristos prin postul mare. Da? L-a scris doamna preoteasă Natalia Corlean. Ei sunt din Făgăraș, un părinte tot popor acolo, Marius, și mi-a picat cartea asta, nu știu, mi-a picat din bibliotecă, am o bibliotecă mare, pe vremuri m-aș lăuda cu ea, acum m-am mai liniștit, pentru că validarea mea nu vine numai, adică nu vine din numărul de lecturi, așa. Pur și simplu m-am liniștit în sensul că mă bucur că e mare, dar mi-am dat seama că nu prea am timp să citesc ce e acolo. Însă, uitându-mă prin bibliotecă, ce aș putea să... Așa, și mică cartea asta, Ghid de călătorie cu Hristos în postul mare. Nici nu știam, nu mai știam că mi-au dat-o de curând, dar nici nu mai știam ce e el. Împică și vă spun sincer, o să vă lecturez mici fragmente la un moment dat. Veți vedea cum poate să scrie doamna preoteasă. Mi se pare extraordinar de valabil discursul ei. Și o călătorie pentru toate zilele postului mare. Repet, până la urmă nu e o reclamă, eu glumesc așa, glumesc serios, în sensul că e și nu e. Adică e foarte bine să păpice în mână, este extraordinar ce a putut să scrie, dar dincolo de faptul că a scris, e că a adunat la un loc mai multe mărturii și din părinți și din oameni contemporani, astfel încât să poată să dea celor de azi un dosar reactualizat al abordării postului. Lucrul ăsta mi s-a părut fascinant. De ce? Pentru că felul în care pune problema este foarte de actualitate, mi-a fost foarte drag pentru ei și deopotrivă încearcă să găsească lucrurile care sunt de miză și atunci ajungem la titlul de aici. Dar până să ajungem la doamna preoteasă, vă spicuiesc eu câteva idei, da? Așa care mi s-au părut mie importante, unele din avion, altele din diversele locuri, drumul până aici. Dacă simțiți că depășesc timpul, dați un ghiont, nu până e problemă. Până la 12 noaptea aveți. E perfect. Să știți că voi profita până la o oră un pic mai devreme, nu chiar până la 12, dar pentru stăruitor mai vedem. Nu vin deloc de pe poziția omului care are o experiență atât de fascinantă încât poate să învețe pe ceilalți. Și vin cu o mărturie de viață. Deci nu luați lucrurile ca și cum a venit un specialist, pentru că m-am gândit cu multă atenție între timp și mi-am dat seama cam cum sunt eu față de post și am îndrăznit să continui, dar dau seama că a înțelege postul înseamnă al pătrunde cu timpul. Adică una era înțelegerea mea când a fost imediat după convertirea mea, să știți că nu dintotdeauna am trăit viața creștină, cam pe la 20 de ani m-am convertit, am mai trecut an bun de atunci. Am încercat să înțeleg, adică să trăiesc, de fapt, trăind să înțeleg și înțelegând să trăiesc. Sigur că acum, după aproape 20, cam 20 de ani de preoție, sigur că încep cumva să dezmeticez lucrurile, să le simt. Dar, apropo, că tot mă provocați, există un pictor japonez, Hokusai, nu știu dacă ați dat de el. El, pe la vreo 70 și ceva de ani, spunea, era foarte pasionat de liniște, de viul care se exprimă prin trăsăturile lui de condeni. E un om care a făcut multe stampe din acestea, nu știu cum se traduce exact în română, imagini, să spunem. Și estima el, pe la 70 ceva de ani, spunea că va începe să simtă lucrurile, pe la 80 ceva de ani, nu știu ce va petrece, spunea, dacă ajung pe la 100 ceva, n-a ajuns. Spunea, când voi trasa o linie, aceea va fi vie. Lucrul acesta ne vorbește foarte mult în zona noastră creștină. Pentru că veți întâlni un părinte, cine știe pe unde, că e într-o mănăstire sau undeva, care vă va spune, după o viață de experiență, un cuvânt simplu, câteva cuvinte, și vă ilustrează dintr-o dată, simțiți că așa e și e totul.
Vine unul, vă ține două ore de vorbă și sper că nu spune așa, ci că dacă nu-i convingi, măcar amețește. S-ar putea să, sigur, să mergem în întâmpinarea ceea ce am putut să vă spun Misa Bosului, dar nu știu cât reușim, însă vom încerca. În orice caz, viața bisericii e o viață de continuă pătrundere și aprofundare a lucrurilor. Deci primul lucru pe care vreau să vi-l spun, nu știu la cât am început, dar în orice caz încă suntem în timp, întâi de toate, postul e o experiență personală. Cu asta vreau să încep. Adică eu postesc. Biserica postește, cutare postește, oamenii postește și așa mai departe. Da, dar întâi de toate este un eu. Pe mine mă implică. Când iubești, ești tu personal implicat, față către față, către persoana iubită. Nu te poți ocoli, nu poți nici ocoli. În monahii spunea în al preasfințitul Iosif, că omul întreg devine o față. Fața lui, vedeți? Îmbrăcămintea, restul cam îl acoperă. Rămâne față, dar fața este expresivă pentru întregul. Cumva, prin viața bisericii, începe, mai ales în post, în șlefuirea aceasta prin post. Cumva, bine, la preoții e mai simplu, că ei sunt oricum îmbrăcați așa în negru. Dar cumva începem să uităm un pic de ansamblul general, pentru că totul este canalizat spre întâlnire față către față cu cel pe care îl întâlnim în clipa când ducem această postire. Și acum ajung la punctul 2. Și la punctul 1, hai să completez, aș spune că să nu ne îngrijorăm de calitatea experienței noastre, dar să ne apucăm să o facem. Problema nu este nereușita noastră sau slăbiciunea noastră, ci faptul că nu ne angajăm, la urmă, că suntem așa șovăitori. Și vom constata un lucru. Apropo de viața de căsătorie, dar o legăm și de post, după zbateri pe care le-am simțit în propria mea familie, de așezare a vieții noastre, să știți că soția mea e cel mai mare critic al meu, nu știu cum e la dumneavoastră. Și la mine la fel. Perfecte, dar atunci înseamnă că începem să intuim comune. Pentru că cel care iubește cel mai mult poate să fie și cel mai critic. Pentru că poți primi. Dar viața de familie mi se pare tot mai mult ca mersul pe mare lui Petru. Adică nu e o chestiune de notat voinicește către Dumnezeu, că nu prea ține cu notatul ăsta. Ne scufundăm valurile de așa manieră că ne surprind, vin chestii uimitoare peste noi. Și la un moment dat, de fapt, nu i-am cerut lui Hristos, poruncește-mi să vin la tine. Mână de mână cu ea. Și cu copiii. Și cu toți cei din jur. Și toți suntem, de fapt, o mulțime care încercăm să înaintăm așa pe mare. Postirea noastră e tot un mers pe mare. Și toată viața bisericii, toate gesturile bisericii sunt un fel de mers pe mare, în sensul că nimeni nu ne cheamă să le facem singuri. Singuri nu suntem în stare de împotrivim. Ne-am necat repede. Ne-ar spune puțin credinciosurile pe cei de îndoit. Dar asta este realitatea noastră umană. Să simt foarte realiști. Noi nu suntem, nu facem parte din supereroi, se spun ipereroi și așa mai departe, eroi aceia, supereroi și așa mai departe. Nu, suntem niște oameni cu foarte multe slăbiciuni. Dar Dumnezeu pe ăștia vrea să-i mântuiască. Ăsta este materialul clientului. Cu noi vrea să lucreze. Și atunci este foarte important să avem cutezanța asta, nebunia asta acum. Vreau să te câștig. Poruncește-mi să vin la tine. Nu o fac singur. Și începem. Începe postul. Ce înseamnă postul? Întâi de toate să-ți aerisești un pic mâncare. Eu am constatat pe prima săptămână de post. Să știți că după o anumită vârstă, alții poate să dezmai cu experiența, alții mai puțin. După o anumită vârstă am constatat că chiar dacă îți diminezi așa, parcă tot ai mâncat dravă. Adică e uimitor cât de bine mâncăm până la urmă. La nivel de câteva zile nu se simte mare diferență până la urmă, chiar dacă n-ai mai excelat ca înainte, să spunem așa, cu multă mâncare. E uimitor. E. Postul ăsta pe care foarte multă lume îl percepe ca fiind ceva ce nu am voie să în perioada cutare, este de fapt ca la matematică. Negarea negației. Găsiți lucrul acesta întâi de toate în ascetica și mistica părintelui Dumitru Sembloae, în care el spune că asceza este negarea negațiilor care vin și se încrustează în ochi și nu scap de ele. Pentru că păcatul e o negație. Patima e un sistem de negare, dacă pot să spun, un sistem de păcătuire.
Și negarea negațiilor, care duce la afirmație, da? Matematic cel puțin, și logic și teologic, da? Negarea negației este că dacă spun nu mizeriilor care sunt toate nu-urile care se bagă în ființa mea și mă sufocă, de fapt îi afirm da lui Dumnezeu. Dar noi reținem aspectul ăsta foarte repede la o primă vedere, a, nu trebuie să faci aia, nu trebuie să faci aia, nu trebuie să faci aia. Unele lucruri nu neapărat sunt rele. De exemplu, există o abstinență trupească în post. Nu pentru că e ceva necurat în întâlnirea soț-soției, ci pentru că este un alt registru de descoperit o perioadă măcar. E cam ca la pian. Știți pianul? Când cânti la pian, nu mă pricep, dar am văzut ce fac alții, nu emit numai note, mai fac și pauze. Da? Notele nu au semnificație dacă nu sunt ornate de pauzele dintre ele. Da? Deci e foarte important să știu să acționez în conformitate cu o chemare a Bisericii care are o mare înțelepciune de a-L duce pe om spre transformarea Lui. Pentru că Biserica cu asta se ocupă. Produsul Bisericii prin excelență este Sfântul. Sfântul creștin, în general, este un om de viitor. Adică noi trăim prezentul. Ne construim o Bisericie. E ceva de maximă actualitate cu noi. Din contra, prostia e când te iei după cei care se ocupă veșnic cu nimicul, cum spune Beda Venerabilul secolul 2 sau secolul 1 spre 2. Adică păcatul te ocupă la infinit cu lucruri care nu produc, de fapt, nimic. Revenind acum, postul e un fel de negare a negațiilor. Pentru că negațiile le cunoaștem toți în viață. Aia nu mai trebuie să le definim foarte, dar le vedem, că vin asupra noastră. Când încep să le spun nu în sfârșit, să vedeți ce stârnim acolo. Dar, de fapt, este o afirmație direct lui Dumnezeu. Al treilea lucru, foarte important. Postul nu este scop în sine. Este un mijloc, o unealtă de zotii, spunem. Da? Deci, unealtă, un mijloc prin care reușesc ceva. Deci, dacă cineva crede că își încordează mușchii duhovnicești postind, de exemplu, țin o zi, două, strânge din dinți și după aceea spune, wow, am dat lovitura, am reușit, zilele astea e bine, am bifat. Nu. Nu asta este postul. Cel puțin nu asta în bază biserică. Nu e regim alimentar. Și eu sunt foarte tentat acum să postez, că mai las un pic din burtă. Sunt foarte... mă atrage chestia. Adică mă atrage, în mod de a spune. Mă atrage când mă pun pe treabă. În rest nu mă atrage, din contra. Mă atrage cealaltă parte. Să mănânc bine. Ați invitat, când invitați pe un om care e foarte postitor, discursul poate va fi diferit. Eu sunt un om care încearcă să facă niște lucruri și își vede deopotrivă neputințele. Măcar o parte. Eu cred că, cum să spun, dar până la urmă sunt realist. Le întâmpinăm. Asta este realitatea umană, în general, pe care o cunosc și de la spovedanie. Și atunci hai să fim foarte realiști și să recunoaștem. Da, Dumnezeu, suntem așa. Nu suntem dintr-un material foarte special. Noi suntem oameni normali de care Dumnezeu vrea să se bucure la o asemenea măsură încât să semănăm cu El. La capătul vieții să fim cât mai asemănător cu El. Ăsta este și scopul, în ultimă instanță, apostol și mința lui Dumnezeu. Cum să ne umplem cu Hristos? Și am primit odată într-un post, am venit și noi invităm oameni, cineva de la mănăstire ne-a zis un cuvânt uimitor, a spus, Dumne, până la urmă și diavolul, nu nici nu are nevoie până la urmă de mâncare. Mă duce, n-a nicio problemă cu postul ăsta. De ce oare îl înspăimântă pe el atât de tare faptul că ținem noi niște zile așa de nemâncare? Miza e în altă parte. Și mi-a zis o chestie care m-a lăsat cu gura căscată. Mi-a zis, păi nu, asta sperie că ținem și noi câteva zile. Păi e uman, putem să ținem. Și că pe măsură ce facem, avem demersul acesta, ne umplem tot mai mult cu prezența lui Hristos. Asta îl deranjează pe el. Că simte că dintr-o dată oamenii ăia care, până la urmă, nu erau foarte atenți și foarte îngrijiți de viața lor, totuși își oferă niște perioade în care începe să fie ceva care îi scapă și ne liniștește pe celălalt. Și îi scapă cumva printre degete. Cum de ăsta sau capul ruschel era negrijitor și așa mai departe și dintr-o dată de ce? Pentru că biserica îl cheamă la lucrul acesta. Și cum răspunde? Nu e nici rețetă de slăbire. Deci, deși pe la o anumită vârstă e interesant și aspectul acesta. Da. Aș spune că întâi de toate, și cartea aceasta vă spune foarte mult, dacă a spus ghid de călătorie, că e vorba de o călătorie. Dacă vreți să vă imaginați o călătorie cu obstacole, uitați-vă pe YouTube
la cei care fac de parcurs, nu știu cum se spune în România, să vedeți acolo o asemănare în ce se întâmplă, sunt tineri care sar pe acoperișile clădirilor. Nu știu dacă ați văzut. Și stau peste cap, sar, facă toate așa. Unora, marea majoritate le reușesc. Am văzut și câteva filmulețe, nici n-am îndrăznit că îmi sare inima din loc, să văd și accidentele. Accidentele sunt cumplite, nu se prea scapă cum trebuie. Dar sunt tineri cu o sete de adrenalină fantastică, pe care fac niște lucruri formidabile. Se aruncă de pe o clădire, pe alta. E fascinant, e spectacolul, ne zice că un om poate să sară la 20 de metri în jos, sau la 10, sau la 5, în jucă, îți mai dă și peste cap și mai ieși întreg. Ăștia reușesc să fie. Unii nu mai reușesc, adică ieși cu pericol. Deci, câteodată, putem să avem o imagine despre ce poate să însemne, până la urmă, angajarea noastră, într-o cursă, cu tot felul de obstacole care ne pot surprinde. Dea Domnul ca viața nimănui să nu fie așa. Dar să știți că sunt și vieți care, măcar pe anumite porțiuni, arată astfel de pericole. Dar, în orice caz, postul mare, cu binecuvântarea duhovnicului, adică calibrându-mi pe posibilitățile mele, că aș spune că ăsta e genul ortodoxiei, să ai un duhovnic care să vadă exact ce poți purta tu și să-ți calibreze exact pe cât poți duce. Asta e un lucru fascinant. Nu poate să existe cineva să spună, eu nu pot să țin. Nu mai există chestia asta, pentru că ai mulat pe realitatea ta. Dacă mai și crezi un pic că lucrează Duhul Sfânt în duhovnic, cu toți vedeți ce înseamnă mularea aia pe realitatea ta lăuntrică, așa cum numai Duhul Sfânt e în stare să o facă. Astfel încât ție o rânduială care sigur ești în stare să o faci tu. Și te face și pe tine asta mic și nemernic, așa nemernic în sensul curat al cuvântului, adică pricăjit, așa, te face Hristos câștigător prin angajarea ta în acest fel de viață. E uimitor că Dumnezeu nu lucrează numai cu VIP-uri. Lucrează cu fiecare în parte, cu oricât ar fi de cocârjat și așa micuț și mai de capul lui. Reușește să fie un om care vie cu Hristos. Lucrul ăsta e fascinant pentru postul ortodox cel puțin. Revenind, postul este un parcurs. Postul mare, de exemplu, prin excelență, este propus de biserică, așa, este o devenire. Dar trebuie să ai o țintă ca să poți ajunge. Și ținta este Hristos. Deci, cineva care postește doar ca antrenament, așa, despre cum să nu mănânce, cum să nu bea, de exemplu, dacă ajunează, sau cum să nu-l vorbească de rău pe aproape, deja e minunat. Da? Nu e suficient acest demers. Eu aș zice că trebuie binecuvântarea bisericii, adică el însuși să simtă că demersul acesta e ceva prin care Dumnezeu i-a oferit o posibilitate extraordinară. Ofertantă, cum spune aici. Mi-a plăcut termenul, nu mi-a pomenit. Postul este ofertant. Nu e ceva care ia de la tine, ci ceva care dă în tine. Deci, oferta aceasta este să te înnobilezi. Și la capătul postului să fii diferit, să fii altfel, să fii un om mai viu. Și cred că miza este mai viu sau mai puțin viu până la momentul de viața noastră. Am zis că este o experiență comunitară. Mi-a picat iar ochii că în pregătire, știți, se pică ochii pe tot felul de lucruri. Cineva care face veșminte și le vinde și e foarte tare, veșminte așa, de modă, dar un mare trăitor, cred. Pe Facebook. Auziți ce scrie? Și că, eu cred că a luat și de la. Postul îndreaptă omul spre cea mai bună versiune a lui. Am zis. I-am și scris. Gata. Am preluat. Acum o dau public. Folosească și alții. Cred că nu mai postul până la urmă. Cred că toată viața creștină până la urmă funcționează așa. Dar atât ne-am. Suntem precum canalizările alea cu tot felul de scursuri așa. Atât ne-am înfundat de stresurile acestea, despre cât ne e nouă de greu să ducem viața bisericii și cum ne încumetăm să facem cu tare sau cu tare lucru, încât nu mai avem ochi să vedem de fapt. Ce minune este, pe mijlocul nostru, vine posibilitatea de pe o situație, am trebuit să spun, cu grija bisericii, să ne înnobilăm, să ne curățim, să simțim altfel, să intuim altfel, să lucreze harismele lui Dumnezeu în noi, să avem o percepție a realității profunde, să simțim că lumea nu este opacă, că se întâmplă ceva cu lui, cu noi, că se prilejuiesc niște lucruri minunate cu noi. Lucrul acesta este viața bisericii. Și acum mi-a venit gândul, nu eram pe faia mea. Eram acasă și mă gândeam așa, apropo de post. Și m-am gândit, ce ar fi să le exprim, dar nu știu cum să le exprim lucrul acesta. Am simțit că cumva, în clipa când
postești, când ești angrenat în căutarea aceasta. Și vă spun sincer că, de exemplu, o zi de ajunare, eu devin cam nervos așa, că simt o nervozitate și ceilalți din jurul sunt că așa o simt și eu, îmi dau seama ce fac. Dar pe de altă parte, am avut intuiția cumva că e ca și cum este o deschidere în tine, un fel de dilatare a posibilităților tale de a simți cu sufletul. Adică e și ca o duioșie cumva, ca o posibilitate de a simți pe cei din jur altfel. Ca și cum posibilitățile sufletului tău sunt diferite, altă percepție, altă sensibilitate, că cumva ai spațiu unor posibilități de a acționa în jur, de a fi cu ceilalți mai nobile decât înainte. Și lucrul acesta se petrece în interiorul tău, înăuntrul tău. Și asta este un câștig al postului. Adică câștigul nostru nu este în exterior, de tot, ci câștigul nostru este în cămara inimii noastre. Unde poate că Dumnezeu a găsit un pic mai mult de loc ca de obicei și se exprimă altfel decât erai tu obișnuit și tu simți pulsul, simți că s-a schimbat ceva în tine și că e altă posibilitate. Și te bucuri și ai vrea să nu se termine lucrul acesta, dacă s-ar putea, să se permanentizeze cumva în tine sau măcar să-l buști din când în când. Asta cred că sunt mângâieri pe care le poate primi omul în clipa când se tăinuiește de ceilalți și încearcă să pună pe treabă un pic și să își vadă de postină. Postul este și o experiență a credinței fiecare dintre noi în fața neputinței. Pentru că neputințele le cunoaștem. Este un cuvânt acolo în Scriptură foarte frumos. Cred, Doamne, ajută de credinței mele. Ce ar fi să-L importăm și noi în zona postului? De exemplu, postesc, Doamne. Ajută nepostirii mele. Și cu toate virtuțile creștine sau cu toate uneltele pe care le-a dat Dumnezeu, am putea face lucruri similare. Te iubesc, Doamne, ajută neiubirii mele. Și așa mai departe. Dar omul ăla ce făcea de fapt? Păi Hristos i-a cerut asta. Și el a început să facă. Deci, vedeți, a trecut la treabă. Și a dat seama că e jarnic. Și pe de altă parte, el era însetat după rezultatul care Mântuitorul îi promitea, dacă faci asta, aduc vindecare. Și a spus, nu mă lăsa. Cred, dar ajută-ne credinței mele, că își dădea seama că cred, dar aproape nu era credibil nici pentru el, atât cât putea el să facă. Pentru că nu avea experiența credinței, nu avea practica credinței. Și bietul om s-a agățat de Mântuitorul spunându-i acest cuvânt, ca un clenci, cumva. Și Mântuitorul care e bun și care vede de fiecare copil dintre noi. Că el încearcă sincer, dacă încearcă sincer. Să nu îngheșe via în brațe direct, nu stă să-i facă acolo, cum să spun, morală, cum că știi, de fapt, ca la Petru când s-a întors. Ai văzut cumva Petru? Ai văzut, am avut dreptate, ai văzut, s-a bifat, ce am spus eu, mi-a regulă. Mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și ce iară? Sufie de ceilalți. Expresia maximă iubirii. A trebuit și a doua oară. A trebuit și a treia oară. De ce s-a întristat pentru a treia oară? Păi știa pe Mântuitorul. Știa că știe lucruri pe care oamenii nu le dipuiesc. Și a spus, nu cumva știi mai mult decât mine ceva, Doamne ferește, și acum să se mai întâmple ceva. Asta cred eu ce obție. S-a întristat, s-a speriat. Dacă cumva știi ceva mai mult, Mântuitorul l-a mângâiat. Și i-a dat în continuare al treilea cuvânt. Că este așa, că este exact așa cum spuneți, a spus Petru, dar Doamne, Tu toate le știi. Deci era sigur că Domnul știe ceva ce nu știe. Și într-adevăr așa este, cum ați intuit. El simțea că Domnul pregătește pentru ceva dincolo din puterile. Conștiința aceasta e teribilă să fii în fața unui om care te știe și știe ce va fi. Nu știu câți am putea să purtăm lucrul acesta. Nu știu cât ori ne-ar fi ușor să fim alături de un om care știe cine suntem în adâncul nostru și ce vom fi și ce vom face și dacă ne vom mântui sau nu. E teribil. Însă vedeți, în toate ipostazele oamenilor care s-au apropiat de Hristos, Hristos ce răspunde? Dă-mi inima. Da. Aici se joacă tot. Deci noi, prin faptul că suntem în biserică, am început ceva, suntem pe un drum. Deci nădăjduim. Deci nu stăm cu temeri, nu suntem în Duhul temerii în biserică, ci suntem în Duhul nădejdii. Chiar dacă avem neputință. Și apropo de aceste neputințe, vedeți, expresia aceasta e foarte plastică. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.
mai e un lucru important. Așa, plecând de la fizică, cum s-ar spune. Dar mi-am văzut de părinte la Arsenie, Papa Cioc, într-adevăr, el punea foarte mult accentul, am văzut un material, când se mă pregătesc aici, am trimit un părinte din țară, tot pe Facebook, trimite un material, imediat îl trimite. M-am făcut ascultare, m-am apucat să-l văd, să văd ce spune. În complet am așa. Într-adevăr, foarte mult pune accentul pe relația între oameni din post. Uimitor, de e o miză pentru post. Relația cu un corp. Revenind acum, ați văzut animale de pradă în pădure. Vânează numai când sunt flămânde. Eu, personal, când am mâncat bine, nu mai sunt într-o stare de căutare. Paradoxal, lucrurile trebuie să ne închidești pentru lucrurile duhovnicești. Paradoxal, la prima vedere. Pentru că din cartea aceasta rezultă, dar nu numai de aici, expresia, bineînțeles, unei vieți în Hristos, foamea aceasta pe care o simțim, dependența noastră de ceea ce ne hrănește. De fapt, ea încetul cu încetul trebuie să ne ducă la dependența noastră de Cel care ne hrănește prin excelență. Că de-aia vorbim pâinea noastră de toate zile, pâinea vieții și așa mai departe. Dar când sunt bine, nu mai caut nici aici și cu atât mai puțin mă mai gândesc și eventual și ar mai fi nu știu când. În bateric, vă dau așa ca un fel de puzzle, da? Restul le reuniți dumneavoastră. Se vorbește foarte mult de tăcere. Și aș spune că tăcerea aceasta este un fel de echivalent al postului atunci când vorbirea e un fel de mâncare. Borsică. Tot Patericul abundă de această mărturie cu că tăcerea omul când a trecut nu a regretat. Însă există un cuvânt acolo foarte interesant, genial, așa după urmărește, care spune următorul lucru. Spune... Nu eu fac așa. Am închis ferestele pe puțin curent. Perfect. Spune... Bine este a vorbi sau a tăcea? Și auziți ce răspunde părintele respectiv. Dacă este pentru Dumnezeu, bine este a vorbi. Și dacă este pentru Dumnezeu, bine este a tăcea. Când am citit asta, da, gata. Și atunci revenim la postirea noastră. Dacă este pentru Dumnezeu, bine este a posti sau a mânca. Dacă este pentru Dumnezeu, bine este a mânca sau a posti. Da, invers. Cuvintele care ilustrează mai bine sunt dejunare și ajunare. Când e ajunare, nu e dejunare. Când e dejunare, nu e ajunare. Da? Vedeți? Acele două sunt împreună. E aceeași rădăcină. Deci postul, exact cum vă spuneam la pian cu sunetele și pauzele, cu tăcerea și cuvântul, este modalitatea noastră de a exprima ceva firesc în viața bisericii într-un alt registru decât cel al anului, să spunem, în general. Acum o să fac o mică excursie în cartea aceasta, dacă mai rezistați. Fără, nu prea sunt specialist așa în lecturi, dar vă arăt un pic cum doamna preoteasă. Și apropo de intervenit pe grupul acela de preoteselor, întâi de toate m-au onorat foarte mult să știți că ele m-au invitat ca moderator. E foarte onorat să fiu moderator. Însă câteodată n-am reușit să fiu moderator în problema familiei și m-a depășit problematica proprie mele familie, așa că sunt foarte precaut în a da sfaturi pe zona respectivă. Am avut un pic câteva intervenții atât cât am putut ieși și din bucuria și din durerea mea, din experiența avută și spovedind la rândul meu cupluri preoteasă. Foarte mult ne ajută experiența celorlalți. Și preotesele sunt foarte prezente în viața noastră. Și uitați ce scrie această preoteasă și cum scrie. Apropo de partea a doua, cumva, a intervenției, adică cu societatea contemporană. Spațiul cultural modern exploatează la maxim simțurile și împinge către o trăire exterioară bazată în cea mai mare parte pe plăcere și confort. Și, spune, avem nevoie de o detoxifiere spirituală. Da?
Deci un răspuns la starea de lucruri. Să știți că în viața bisericii nu există teologie alta decât răspuns la nevoile omului. Când facem teologie de dragul, de a face teologie, de a dezvolta lucrurile și mai departe, dar nu răspunde unei nevoi în planul mântuirii omului, e o teologie necesară, drăznesc să spun. Tu trebuie să aibă relație cu cum se mântuiește omul. După aceea, Doamna Preoteasă observă următorul lucru. Spune, da, postumare, să spunem. Vorbește foarte mult de postumare. Acum ne focalizăm un pic pe postumare. Am spus lucruri în general, acum aplicăm, concret, seminarizăm, dacă putem să spunem așa, postumare. Postumare e un parcurs, dar e un drum. E un drum care este pregătit și înainte de postumare, prin duminicile dinainte. Deja te pregătesc, vamiș și fariseu și așa mai departe. Fiul risipitor, da? E un drum. Te pregătește Domnul și înainte, te angajezi pe acest drum și care este drum? Să simți cât mai devin învierea. Deci postul nu este un exercițiu în sine. Am dus postul, am bifat evrica. Ci împlinirea este cum am primit eu învierea. Ei, numai că, spune Doamna Preoteasă, oamenii din ziua de azi nu prea au timp ei așa să vină la biserică, chiar și postul mare, nu prea au descoperit liturghia de anul înainte sfințite sau slujbele, deile și așa mai departe, vin și ei duminica la liturghie și constată că, de fapt, duminica venind la liturghie în timpul postului, nu sunt niște adăugări nemaipomenite care să te facă să simți atmosfera postului. Deci ai toate șansele să cam ratezi postul mare dacă vii ca de obicei numai duminica la liturghie. Pentru că nu ai aceeași simțire a lucrurilor. Atmosfera postului, și aici insistă ea foarte mult, de fapt, postul mare nu vine numai cu o ofertă din aceasta despre ce nu faci tu, ci vine cu o ofertă despre cum te integrezi într-o atmosferă care te poate ia în chip minunat, astfel încât să parcurgi ceea ce singur acasă, individualist, oricum n-ai fi fost, nici n-ai fi simțit chemare măcar să parcurgi. Și spune că, de fapt, dacă vii, continui să vii duminica la biserică, spunem că ești unul din creștinii aceia, măcar de duminică, unii sunt din postă din anul Paști, știți? Adică din anul nou Paști vin atunci. Da? Alții vin duminica de duminică. Alții poate vin și mai des. Alții vin mai rar. Fiecare cum vine. Nu vreau să vă sperii credincioșii, nu este o remarcă așa răutăcioasă, dar, pe de altă parte, hai să profităm unii de alții și cuvintele care se spun să ne interpeleze. Poate că, dacă a venit tocmai de la Paris să spună lucrurile astea, poate că eu interpelam și asta. Sau poate că nu l-au mai suportat cei de acolo și au zis, părinte, poți să mare, mergeți liniștiți și în alte părți ca să-i mai țineți și pe ei. Și mai e un lucru. Există lecturi. Există lucruri care se spune în biserică, care Doamna Preoteasă spune așa. Ideea este că ele trebuie să fie luate acasă, cu ghilimele. Toate mi-a făcut chestia asta, nu mai bun. Și auziți cum continuă. Pentru a medita asupra lor în lumina vieții mele, a situației mele familiare, a obligațiilor mele profesionale, a preocupărilor mele pentru lucrurile materiale, a relației mele cu semenii lângă care trăiesc. Mele este înclinat, da, aici. Adică actualizarea lor pentru viața mea. Altfel, treci pe lângă ele și el pe lângă ele. Doamne și stăpânul vieții mele. Super, mulțumesc. Deci, postul e o șansă de schimbare și de înnoire și de adâncire. Există după aceea o vecernie iertări. Și spune ea, e o tragedie că nu se mai face parohiile noastre. Stați, vedeți ce se întâmplă la mine în parohie. Noi făceam înainte, o făceam așa, eram foarte... Și anul trecut, sau nu știu când, am făcut numai îmbrățișarea de la sfârșit, așa, după liturghie, am zis că e mai greu, că nu știu ce. O credincioasă, am câteva credincioase strași în cel la mine, care nu mă lasă să respir dacă cumva respir cum mă trebuie. Am zis, părinte, nu se poate. Nu se poate să trecem pe unde. Nu-mi picaserăm că cu tragedia de aici, am zis că atunci aș fi la... Spune, părinte, trebuie neapărat să facem vecenie iertări. Da, zic eu, dar e mai mult pe tradiția așa rusă, cumva, pentru că am făcut-o prima dată într-o mănăstire de maici ruși, care m-a trimis înalt atunci, pe vremuri, nu mai intrăm în amănunte, și am făcut-o atunci, sigur că a fost pentru comunitatea monahală, e extraordinar. Dar de fapt nu e pentru comunitatea monahală, e pentru toată lumea. E vecenia aceasta iertări ne resetează relațiile unii cu alții. De altfel, fac o paranteză. Ați văzut, sunt specialist în paranteză, la paranteză, la paranteze. Da? Dar nu înțeleg închid la sfârșit. Dacă cumva n-am închis ceva la sfârșit, închideți dumneavoastră așa toate parantezele și ajungem la punct.
neapărat să faceți vecețe. Da, asta era paranteza, după aia pregăteam altă paranteză. Pe doamnă n-am lăsat o paranteză. Eu am făcut vecernii așa cum trebuie. O să-mi amintesc, o să le pot să vin. Da, la Ruș am făcut-o prima dată, dar sigur după aceea am făcut-o în parohie. E foarte importantă resetarea, așa, mi-am amintit ideea. Resetarea aceasta ar trebui să producă la fiecare liturghie. Pentru că noi avem o sărutare a păcii, care la noi a devenit numai că preotul, adică preoții în altar ați văzut că se îmbrățișează. Nu? Și noi. Da, faceți și noi. Ați văzut? E mult mai bine. Să veniți o dată la liturghie. La dar vă mai pun o întrebare adiacentă. Vă mai schimbați locurile în biserică? De la o liturghie la alta? Că e important lucrul acesta. Nu, eu nu știu asta că suntem Sfântul Altar. Da sau nu? Da. Să vă spun un secret. Dacă aveți scaunele alea cu aici odihnește nu, sau aici așa, dar dacă cumva vă schimbați scaunul și vă uitați frunt la cel care a ocupat locul unde erați cu duminică înainte, prin această sărutare a păcii aveți toate șansele să vă cunoașteți comunitatea unii cu alții. În 52 de liturghii vă sudați unii cu alții, vă știți cum să scol. Pentru că sărutarea aceasta a păcii este proximitatea omului de lângă mine. Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Eu vă spun, noi suferim la noi. Eu ies în fața lor și le spun, Hristos în mijlocul nostru, toți îmi răspund, este și va fi. Acum am introdus și în altar, copiii de pe așteaptă să se îmbrățișează, așa, pentru ei un pic, și un pic hilar, așa, un pic, nu-și dau seama prea bine ce se întâmplă, dar pentru că sunt copii mai mari, unii mai mici, ăla mai mare care îmbrățișează pe ăla mai mic, e o ghemâie întreagă acolo. În orice caz, am început să experimentăm, dar în biserică, într-adevăr, nu am făcut. Însă ăsta era firescul, prin care oamenii mai trebuie să dea o pace, dar la modul foarte concret, comunitatea se întâlnea unii cu alții în această îmbrățișare. Și atunci e grozat, dacă nu vă suportați unii cu alții, se poate întâmpla să știți, așa, să vă plasați ca din întâmplare în proximitatea celuia care nu vă suportă și vrând nevrând, treziți să plasați întâi. Hai, bine. Bun. E, vă garantez că și experiența aceasta îmbrățișare cu cineva care nu ține foarte tare la tine. Dar atenție, vedeți că viața bisericii apar ispite. Nu că nu ține foarte tare la tine, ci că în șlefuirea aceasta absolut necesară din viața bisericii, ai apucat să-l calci pe, nu știu ce, nu zic poadă, să-l calci așa, la un moment dat, cum erai tu în biserică și lui nu i-a convenit nu știu ce, și te ține minte vreun an, 2, 3, 5, sau nu vorbește, că de fapt omul a uitat scopul pentru care e acolo. Că aici suntem ca să ne ajutăm unii pe alții să devenim. E, sărutarea asta, bă, ce este esențială. Și este esențială de la liturghie la liturghie și nu numai la vecernia aceasta. Da? Să spunem că măcar vecernia aceasta e o răsătare așa zdravănă a relațiilor dintre oameni. După aceea, foamea. Vorbește despre foame. Și acum și termin cu doamna Proteasă. E foarte interesant cum pune problema. Adică foamea îți arată că depinzi de ceva ce nu ești tu. Și nu neapărat iar tu. Ai o dependență. Să știți că calea către smerenie, să-ți dai seama că nu-ți ești suficient ție. Că depinzi de altcineva. Asta este cheie, una din cheile vieții duhovnicești. Oricât de mare ar fi Sfântul care ar fi nu știu care, El a depins. Măcar de părintele Lui în Hristos. Dar vreau să spun că El făcea ascultare, poate am fi uimit să vedem de cine făceau ascultare Sfinții. De câtă lume făceau ascultare Sfinții. E chiar cunoscut cu Sfântul Antonie și cu un copilaj care l-a învățat cum să facă nu știu ce, să împletească nu știu ce. Disponibilitatea către ascultare. Asta este viața Sfântului. Doamna Preoteasă vorbește de postul ascetic, adică reducerea hranii, și spune uimitor, după ce facem experiența asta, suntem bucuroși, suntem plini de bucurie. Ne e bine. Asta trebuie experimentat. Să nu o credeți pe cuvânt, vă rog. Fiecare încercăm, vedem cum este. Și acum plonșăm un pic în lumea de azi. Întregul stig al vieții familiale a fost radical schimbat de radio și televiziune, cu atât mai mult de internet în epoca noastră. Știm. Auziți ce frumos spune, vai, mie atât de dragă. Nu este nevoie să ieșim pentru a fi afară. Eu am fereastră aici. Eu acum transmit, să știți. Ei transmit pe Facebook, Trinitas, eu transmit pe contul meu. Nu știu cât sunt online, dar eu transmit. Deci acum ăsta stă, zice că e nevinovat. Dar de fapt el mișcă. Acum. Și transmitem. Da? Și sigur că apar niște riscuri despre asta putem vorbi. Despre obișnuința aceasta. Este foarte tentat, mai ales ca preot. Spui, decât să te vadă 2, mai bine să te vadă 5. Sau 10. Sau 50. Sau 5.000. Sau 5.000. Sau nu știu cât, la mine nu e cazul. Eu sunt pe scoruri liniștite. Dar, de fapt, nu înțeleg. Poate ești pe scoruri la nu, nu m-am uitat, dar nu asta contează. Nu scorurile contează, dar uitați cuvântul scor.
contează că dacă nu a fost aici cu suflet deschis, viu și nu a fost și Domnul cu noi, putem să facem circ mediatic cât vi prinde. Ne va afla până la marginea pământului. Dar steril. Toată misa este un pic de duh transmis prin sâmburi. Aici e toată miza. Ori e ceva, măcar un pic din prezența Duhului, ori serate, cum ar spune unii, alte plaie. Lumea întreagă este permanent aici, la îndemâna mea. Exact. Vedeți ce primejdios e pentru cei din mănăstire, care fug de lume și se deschide toată lumea voastră. Dar hai să nu idealizăm. Pentru noi. Doamne, păi îmi scrie soția mea, de bea aterizase pe avion. Îmi scrie soția mea. Fimiu și fiul ei. E prins. Cum e prins? Mi-a recunoscut sincer că nu se poate lupta cu el să nu stea pe jocuri. Și că vrea să devină un om care creează jocuri pe altul. Fimiu care de când se știe, fiecare duminică se împărtășește. Are 11 ani. Fimiu care mă ajută în altar. Fimiu care e în toată viața bisericii, nu mai spun cât m-a însoțit pe mine, cât a așteptat până au terminat oamenii despoveriți și așa mai departe. Adică dacă nu el, atunci cine e atât de prezent? Și cu toate acestea, fiecare are lupta lui la muzică. Și sigur că mi-a scris ce facem. Bine, ea a acționat între timp. Drama. Așa, revenim. Și puțin câte puțin experiența elementară a viețuirii într-o lume interioară, a frumuseții acestei interiorități, pur și simplu dispare din cultura noastră modernă. Iertați-mă, așa e, mi s-a întâmplat, să predau la Franța. Cu studenți de tot felul, din diverse facultăți, pentru că, de exemplu, am avut un curs de știință și de cercă la opt acum, de 7 ani, și aveam de la diverse facultăți. Adică spun că am experimentat mai multe facultăți, nu cele tehnice, unde i-am intersectat prin partea tehnică. Și sunt foarte axați pe video. Deci dacă le pui, îl făceam ce era cursul. Nici mă mai în România m-aș fi jenat să fac așa ceva acolo. Pur și simplu le puneam video-uri mici, comentam împreună, discutam împreună, mișcam împreună și așa mai departe. Cu asta îi țineam. Ai mei, dacă le pui un video, este în regulă. Dacă vorbești cu ei, iar dacă fiul scot să se uite la o floricii, să vadă un pic grădină sau nu știu. Oh, dar ce plictisitor! Este groaznic. Cum pot să-i pierd vremea lui cu așa ceva? Ori eu când eram mic. Bine, poate eram foarte interiorizat așa, dar tu să simți natura aia, să simți. Eu am venit de o zi în București, da? Deci când am văzut ce soare e azi, ce frumos e, ce... Deci am exclamat de nu știu, ce frumos e, ce minunat e, vine să ieși, ai simți viață. Dar e, chestia asta e neconcludentă. Problema este de interioritate, pentru că dacă suntem stimulați tot timpul în exterior, noi ne obișnuim să funcționăm așa. Vine stimulul, răspund. Eu vă spun, la capătul zilor, câteodată zic că am mințit. Mi se întâmplă ore în șir. Azi, eram aici. Sunt cumva în vacanță. Am evadat de acolo. Vă garantez, toată ziua am stat în conectări diferite. Ședință video pentru pregătit o tabără. Două ore. Pe video. Mai mulți, din diverse locuri. Am făcut asta. Cu drag, sigur. Mă pasionează. Fac. Îmi folosesc. După aia, vorbim cu cineva, a făcut o tare, bifat acolo. Am zis și eu că mă întind jumătate de oră înainte să vin aici. A fost un oarecare tins, așa, dar n-am mai apucat să dorm să nu știu. Că s-a dus ziua. S-a dus. Deci de dimineață până seara am făcut asta. Și nu am căutat. Sigur, mă bucur. E cultivarea mea. Mă plâng. Sunt un răsfățat. Pentru că merge în sensul dăruirii. Sunt un mare răsfățat. Dar vreau să spun că funcționez foarte mult pe stimulii aceștia care vin continuu. Și la un moment dat vrei să fii și cu tine. Mai e un loc aici, dacă îl căutați cu ochii, uitați-o, loc aici. Da? Cine? Da, dumneavoastră, să știți. Chiar dacă credeți că nu vă vedem, vă vedea. Știți, e ca la școală, ăia care copiază ce dă în spate, dar se vede foarte clar. Și mai ales dacă ai exersat și tu sportul ăsta, știi cum. Doamna Ivana, mai este încă un loc. Și sunt pe mai e și un loc aici, uitați-o, geantă care stă generos care uitați. Să știți că politica argentinilor era foarte prezentă în biserica noastră, în sensul că venea o doamnă de vreme și punea 7 genți pe 7 străni. Și eu când veneam, culegeam genți. Sau pulovărele, pentru că era politica asta dragă, zice, vino tu mai de vreme și punem și mie pulovărul sau geanta, că vin eu mai târziu. Și mi-am spus, nu. În funcție, aici strana nu este moștenire de familie și nici n-ai cumpărat-o. Biserica e a lui Hristos.
cine va veni, în funcție de timpul în care va ajunge, va ocupa strană. Asta a fost răspunsul. 3 de M cu 3 puncte după, dar a intrat în ascultarea doamna respectivă și n-a mai pus plovere pe străini. Nu, le dădeam înapoi. Câteodată este tragic, în sensul că am avut o echipă de francezi, un el și un ea, care ei credeam suficient de maturizați, apropo de fragilitatea competițiilor. Și odată ne-am făcut-o cu totul, cu poate o bucurie, un post, era să spun, un loc în față. Și bine, a fost o nevoie, a fost cineva care ei, și am fost pe locul lor. În momentul respectiv mi-am ieșit din biserică, i-am pierdut din familie. Ne-am mai intersectat așa mai de la distanță, acum ne-am iertat, sunt undeva mai departe, nu dau nume ca să nu așa. Dar vreau să spun că câteodată oamenii care descoperă Ortodoxia sunt atât de fragili. Dar vedeți fragilitatea la mine. Eu am dreptul să pot o cruce pectorală, nu neapărat asta. Aveam alta și am mers odată la o mănăstire. Părintele de acolo era cam șugubăț. Cu mine cel puțin era foarte șugubăț. Și am zis, nu-mi scop crucea. Pentru că crucea m-a avansat cu câteva locuri în față, nu cu destule locuri în față. Era un sobor mare, impresionant și așa mai departe. Și scrâșnit așa. Dar n-aveam pace. N-aveam pace. Că părintele respectiv și la sărutarea păcii, eu am spus Hristos în mijlocul nostru, el mi-a spus Hristos în mijlocul nostru, dar de fapt e cel mai mic. Adică eu trebuia să-i spun și așa mai departe. Până și acolo am simțit că l-am călcat pe bătătorii. Și după aceea am stat să mă analizez și am zis, Doamne, ce jalnic sunt. Ce jalnic sunt. Nu mi-am dat niciodată, n-am căutat și așa mai departe. Dar mi-am constatat vulnerabilitatea. Și vulnerabilitatea unde? Cu ceva ce aveam dreptul în principiu să port. Pentru că așa, în clipa când o ai, o poți. Punct. Și cum e o cruce patriarcală, cealaltă stăream câteva locuri în față. Ei, m-am pus ultim, am rezistat, m-au lăsat. Episcop de acolo știa, adică nu știu ce știa, și mai departe, dar cază mică n-a zâmbit, m-a lăsat să fac de cap. Bun. Am slujit așa. E minunat că am rezistat. Dar după aceea am spovedit lucrul acesta, că am fost jani, lăuntric. Pentru că, de fapt, m-am luptat cu mine pentru că aș fi vrut cumva, e ca și cum năzuiam după locul respectiv. Înțelegeți? Și pentru mine asta a fost o mare neputință și cred că încă e de actualitate, sincer. Părerea mea că încă nu s-a vindecat cum trebuie. Dar m-am bucurat pe de altă parte că mi-a scos la lumină acest lucru. Deci revenind acum, postul este prilejul deosebit să descoperim niște scurcircuite în noi. Grecii te smeresc imediat. Dacă ești român, grecii te smeresc imediat. Și dacă ești în post și dacă nu ești în post. Dacă ești purtător de cruce, într-o mănăstire grecească, dai crucea jos. Punct. Și atunci imediat te smeresc grecii, pentru că ei spun că doar starețul sau doar gheronda poartă cruce și toți ceilalți sunt egali. Din punctul ăsta de vedere, în mănăstire grecești e simplu. Te-a văzut cineva cu o cruce? Paracalon, cato. Tu te dă-o jos. Și atunci te smerești. Dar poți să porți că te des. În sensul că nu spun lucrul acesta ca să trișezi, ci pentru că binecuvântarea o ai, dar poți tu ști în sistemul grecesc să nu ieși în față cu lucrul respectiv, ci pur și simplu să-ți știi locul în contextul respectiv. Acum, de asta am venit tot de la greci. Deci, ce spun, nu intru în amănunte, e un dar foarte prețios pentru mine. Însă, cu siguranță, că nu o port, de exemplu, când merg între cei, adică în slujire de acolo, pentru că știu, este la rușie pe toți, toată lumea aproape are, adică aproape toată lumea, aproape toți preoții. Mai e un cuvânt aici foarte important și mergem spre final. Postul, în sensul de tristețe strălucitoare. E foarte interesant că atmosfera aceasta a postului cumva te duce cu gândul la întristare. Vedeți iar aspectul ăsta cumva care tristarea, ceva negativ, cine vrea să se întristeze cu un om? Toată lumea vrea să fie bucuros. Apropo, am avut o concurență formidabilă seara asta. Știți că vorbește Părintele Constantin de acolo? Seara asta n-am avut. Scrie cineva pe Facebook. Părinte, iertați-mă, îmi spun. Iertați-mă. Nu o să pot să fiu mâine la dumneavoastră. O să merg totuși la Părintele Necu. Și eu spun, dar nu e absolut nicio problemă. Spune, și la dumneavoastră râd bine, că aveți umor. Dar la el râde și Dumnezeu. Deci omul ăsta, vedeți cumva, căutam bucuria. Pentru că atât de tare suntem stresați deseori de mesajul bisericii care pare întristător și așa mai departe. Vedeți, iar mentalitatea aceasta care ne-a copleșit în cele din urmă, încât ne odinește foarte mult să avem în față un om destins, un om liniștit, un om cu bucurie și mai departe. Încheierea. Ce e sigur este că
Ați înțeles care e miza postului? Sau nu? Dar nu continui? Da. N-ați înțeles? Suntem pe cale să înțelegem. Am oferit un cadru în care putem căuta. Dacă veneam cu un răspuns în fața dumneavoastră, ar fi fost trist. Să spun, miza este cu tare. Dacă vreți, într-un cuvânt, se poate spune miza. Umplerea cu Hristos. Nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că El e ținta Domnului. Dar, revenind, societatea contemporană, așa cum e ea, făcută din noi, dacă să nu zicem că ceilalți, din noi, este orientată foarte mult spre exterior. Știința foarte mult merge spre exterior. Toate obiectele cunoașterii sunt spre exterior. Deci ne firesc în astfel de cultură să ne orientăm către exterior. Cultura bisericii este a interiorizării. Deci, la un moment dat, apare un contrast. Una versus cealaltă. Noi trebuie să le îmbinăm pe altele. Cum să facem? E o întrebare. Nu vă ofer neapărat un răspuns. Biserica ne dă uneltele, totuși să le folosim. Deci, aș îndrăzni să spun că nu mai postul mare, orice post, dar postul mare, cu atât mai mult. E o perioadă de intensitate, de investire personală, pentru ca parcurgând un trup, un drum, împreună cu ceilalți, să fim un trup împreună cu ceilalți, cât mai devin ca putință. Dacă eu nu postesc în postul mare, mă rup cumva de comunină cu biserica întreagă care postește. Postul nu e chestiune individualistă. Nici măcar individuală, dacă vrem să ne mișcăm cuvintele. Adică avem relație mai tare unii cu alții în clipa când fiecare ne angajăm pe drumul ăsta. Pentru că suntem împreună, o împreună pătrunire, dacă putem să spunem, în Hristos. Și lucrul ăsta se simte. Ca într-o bibliotecă. Te duci într-o bibliotecă, toți gândesc acolo. Sigur că îți vine ție să gândești. Te duci într-o biserică, dacă toți se roagă, sigur că îți vine ție să te rogi. Dacă toți postesc, sigur că îți vine ție să postești. De-aia ne simt, la un moment dat. Cu anumite lucruri ne simt. Nu-ți vine să te uite, Doamne, am reușit și eu. E, dar miza, la capăt, este că după ce parcurgem drumul acesta, care sfârșește undeva de florit, după aceea ce pe săptămâna pătrânirilor, alt registru, iar după aceea vine învierea. Măcar nu o să faceți parte, și cu asta chiar am încheiat. Din cei care vin la spovedanie și spun, părinte, nu știu, am făcut, am ratat și postul ăsta, am trecut cam pe lângă el, nu prea am simțit nimica. Și acum vreau să mă bucur și eu cu ea pascală, dar nu sunt în starea să. Și spun, prinde cât mai poți. Treci la ce se mai, tot ce mai prinde din slujbe. Pune-te și în chip minunat și cei, după Sfântul Ioan Gură de Aur, în chip minunat, și cei din ceasul la la 11,59,59, așa, dacă totuși ai prins un pic, Dumnezeu, Învietor, te cuprinde în taina aceasta și ești cu El. Și asta e toată recompensa. Odată ce am simțit real ce înseamnă să fii cu Dumnezeu, eu nu am nimic, niciun cuvânt adăugat aici, că e tot. Vreau să știți că Sfântul Nicolae Velimirovici, pe care astăzi îl prăstuim, Marele Sfânt Sârb, o minte luminată, un patriot și un trăitor extraordinar, a spus despre postul cel mare că, în mod special în acest post, Iisus vrea inima ta. Și acesta este drumul al lepădării noastre de alte preocupări și de încredințarea inimii tale lui Hristos. Hristos îți spune, dă-mi inima ta în acest post. Și răspunsul va fi la final, în noaptea de înviere. Toți avem o emoție la 12 fără 10, în noaptea de înviere, când ne-am pregătit și suntem în fața unei biserici, cu lumânarea stinsă în mână. În mod sigur, cel care a participat la Deli, cel care a participat la canonul Sfântului Andrei Critan, cel care face zilnic Doamne și Stăpânul vieții mele, cel care postește postul cu adevărat, va avea altă bucurie decât cel care postește doar săptămâna mare sau cel care doar vine la biserică așa ca la fast food. Și anume, vreau să mă împărtășesc și să mă spovedesc. Sunt oameni care nu vin la biserică și mi se întâmplă și nouă, cred că și Sfinției voastre mi se întâmplă, Părinte, am venit să mă împărtășesc în Joia Mare. Știți, ăsta singur? Nu. La biserică veniți? Nu. Dar am venit să mă împărtășesc. Dar știți că ar trebui să vă spovediți înainte. Bine, bine, ce poți face, dar eu vreau să mă împărtășesc.
este foarte trist că sunt și oameni din tipul acesta. Domnul, în casa tatălui meu multe locașuri sunt, deci bucuria este diferită. Așa și cu fiecare dintre noi. Cu cât facem mai mult de pe acum să ne pregătim de întâlnirea cu Hristos, aceea din noaptea de înviere, întâlnire care va fi reală în împărtășire. Eu îi rog pe Ionuria și mei să aibă răbdare să se împărtășească noaptea de înviere. Vă mărturisesc sincer ca țăran din Valea Prahovei, la mine la țară, toți se împărtășeau în noaptea de Paști, stăteau până la 3:30. La București, când am ajuns să fiu diaconul Părintelui Patriarh Teoptist, imediat după slujba de înviere, toți bucureștenii plecau acasă la miet. Se grăbeau foarte tare să mănânce mielul de Paști. În timp ce noi, deci eram 4 diaconi, 6-7 slujitori, Patriarhul României și biserica goală, fraților. Nu vă dați seama ce trist este pentru un slujitor să slujească într-o biserică goală. Și cu anii îi spun Patriarhului Teoptist, prea fericirea voastră, hai să le dăm ceva, hai să le dăm cozonac la sfârșit. Și spune prea fericitul într-un an, e obieți credincioși, cine va sta până la finalul Sfintei Liturghii, va primi o felie de cozonac. A fost biserica plină în anul acesta, pentru felia aceea de cozonac. Și la sfârșit le-a spus o predică Patriarhul și a zis, vedeți măi, că Hristos v-a dorit să stați mai mult. Și mi-a plăcut faptul că cei care au rămas la liturghie au simțit o mai mare bucurie pentru că au plecat acasă la 3:30-4. Și în ultimii ani s-a stins această prostie de tradiție bucureșteană, o tâmpenie, să fugă oamenii imediat acasă după slujba de înviere și după citirea Evangheliei, să cânte Hristos a înviat și dau fuga la miel și la drog. Nu. Rămâi în puțină măstăneală. Să simți în inima ta bucuria unirii cu Hristos în liturghie. Și am recomandat și recomand credincioșilor să ceară duhovnicilor împărtășire mai deasă în post, spovedanie mai deasă în post, postirea adevărată, postirea gurii, a ochilor, a inimii și astfel Hristos va veni de plin în inima ta. Nu numai atunci, în noaptea de Paști, ci de fiecare dată când eu cer Domnului. Mi-ați dat o idee, mai îngăduiți paranteză la o paranteză. Ce ar fi să-i întrebă pe credincioși, nu dacă, ca urmă mi-ați dat ideea, dacă ai postit și dacă ai parcurs postul? Adică ce ar fi să le dăm această perspectivă că nu e doar dacă te-ai înfrânat de la mâncare, nu asta avem în vedere întâi de toate, ci dacă ai mers pe drumul acesta care te pregătea pentru. Îngăduiți și o spovedanie publică. Asta ca să vă dau, să vă contrazic dându-vă dreptate apropo de pregătire. Cunosc un tânăr, foarte bine cunosc, care era local și care noaptea de Paști, bucureșteană, știind că cartierul întreg iese pe stradă, a ieșit și el. Și un aparat, un casetofon cu muzică supărată. Tot timpul asculta, chiar dacă se întrebea la înviere. La înviere a fost și el în proximitatea unei biserici, la Eleftherie, cum spuneam eu. Erau oameni afară, în loc și mai departe. Tot ascultă muzica respectivă. Dar nu știu cum s-a făcut că în noaptea respectivă a luat și el o lumânare, lumină. Și deși ascultă muzica în continuare, așa, era un casetofon din asta portabil, ocrotea lumânarea respectivă, încercând să ducă flacăra cât mai departe. A intrat și la metrou, lumânarea. La un moment dat, cred că s-a stins și muzica. Simțirea inimii lui a fost poate de prima sărbătoare pascală, pofidare, lipsei de pregătire. Cred că atunci a început Paștele altfel pentru viața lui. Îl cunosc bine pe acela. Nu mai intru în amănunte, dar în orice caz este uimitor Hristos. Cum știe El să aprindă rământul omului și când nu te aștepți și unde nu te aștepți.